Salutare, sunt Richard, bine te-am regăsit. În acest video am să vorbesc despre variantele de produse pe care poți să ți le alegi. Poate e cineva care acum te gândești să începi să lucrezi online și încă nu știi ce produse să alegi, sau poate că ești cineva care deja ai o afacere online, ai un produs, serviciu sau oportunitate și poate că poți să ai niște informații care te pot ajuta în acest video. Deci, procesul prin care poți să câștigi bani online, am să scriu aici foarte scurt. Deci, primul este să-ți alegi produsul. Deci, produs. Deci, aici, asta este un produs. După aceea, promovare. Promovare, deci publicitate, da? Și în acest fel ajungi la câștigul. Deci asta este procesul prin care poți să câștigi bani online și în acest video va fi vorba despre produse, ce anume produse poți să alegi. Într-adevăr, este bine să alegi o nișă, o categorie. Am spus și în alte videouri că sunt trei categorii foarte, foarte căutate. Primul este sănătatea, tot ceea ce înseamnă sănătatea noastră. Numărul 2, finanțe, bani, cum să faci bani. Deci asta este numărul 2. Numărul 3, cum să creezi relații, prietenii, dating și alte astfel de lucruri. Deci astea sunt acele trei categorii care sunt cele mai căutate și în care poți să începi să lucrezi. Desigur, există mai multe companii cu care poți să colaborezi, sunt companii cu vânzări directe, companii parteneriat, afiliere, servicii, da? Diferite companii prin care poți să construiești rețele, și astea sunt foarte bune. Și hai să vedem acum dacă tu, asta ar fi piața, și dacă alegi un produs, de exemplu, de frumusețe pentru dame, pentru femei, asta înseamnă că tu pierzi jumătate din piață, fiindcă bărbații, deci 50% ai pierdut, fiindcă bărbații, deci nu folosesc sau foarte puțin, deci 50% din piață ai pierdut. Hai să luăm un alt exemplu. Dacă tu începi să promovezi produse de make-up, tot așa. Deci, jumătate din piață ai pierdut. Și oare, sau alt exemplu, de exemplu să fie ciocolată. Nu la toată lumea place ciocolata, deci va fi doar un segment în care oamenii mănâncă, le place ciocolata și pierzi un segment mai mare, vezi, din piață. Sau poate să fie, de exemplu, bijuterii. Bijuterii pentru femei, iar și acolo pierzi marea majoritate. Poate să fie și alte produse, filtru de apă, de exemplu, acum foarte. Nu știu dacă ai văzut CBD, deci uleiuri CBD, acum, și asta nu toată lumea, deci doar o porție va consuma. Sau poate să fie aromaterapie, deci produse aromaterapie. Sau cafea, nu toată lumea consumă cafea. Deci, inevitabil pierzi un segment, câteva procente acolo, care, iată un alt segment,
De exemplu, produse de educație digitală. Asta înseamnă produse de marketing prin care poți să înveți cum să faci marketingul. Și vreau să spun că marketingul este esențial. Deci asta toată lumea trebuie să știe, mai ales cine lucrează online. Atunci, oricine lucrează online este în marketing, este în industria de marketing și vreau să spun că 99% din populație nu știu marketing. Din păcate. Deci asta poate să fie un foarte bun, nișă foarte bună, deci poate să fie peste 95%. Chiar și mai mult, deci poți să ai un segment mult mai mare. Hai să spunem dacă, deci sunt niște companii, mai ales companii în rețea cu produse care spun că sunt globale. Deci spun că global. Când ajungi, eu am pățit asta, când am ajuns să cineva a vrut să cumpere produsul, n-am putut, degeaba i-am dat magazinul online, nu a putut să cumpere, trebuia să-i trimit produsul în Spania, de exemplu. Deci dacă alegi astfel de companii, iar pierzi un segment, vezi? Adică nu sunt global. Deci trebuie să te uiți într-adevăr să fie global. Da? Și asta este foarte important. Produsul poate să fie fizic și poate să fie și digital. Ambele au avantaje. Digitalul poate fi trimis oriunde, nu trebuie depozitat, este foarte ieftin. Și, cum am spus, poate să fie trimis oriunde în lume. Asta este foarte, poate fi downloadat, deci și asta poate să fie o posibilitate. Un alt lucru poate să fie plata. Cum se face plata? Deci sunt niște companii unde, de exemplu, tu când cumperi un produs, trimiți banii la companie și compania îți dă un comision. Dacă lucrezi în rețea, atunci se mai iau câțiva bani, fiindcă trebuie și pentru cei care sunt în rețea și pentru întâlniri și alte lucruri. Deci este foarte important. Acum mai nou există posibilitatea ca banii tu, deci banii, tu o trimiți, tu primești banii. Deci nu e, compania nu este intermediar. Deci există o posibilitate pentru asta. Atunci, vezi, chiar că ai un segment mult mai mare, deci de piață, o altă posibilitate. Sunt companii care îți pun la dispoziție produsele. Tu doar recomand, deci tu ești doar un intermediar care recomandă produsele, deci nu trebuie tu ca tu să creezi produsele, să fabrici. Deci există și astfel de companii, firme. Astea sunt mai ales firmele de prin afiliere și firme parteneri. Și astea sunt foarte bune, poți să alegi produsele de acolo. Deci, cum am spus, există modelul vechi și modelul nou. Acum, modelul nou, cum am spus, este ca nu trebuiască să trimiți bani la companie, sau doar o mică parte, poate pentru o licență care este câteva procente,
primiți o licență foarte mică, iar prețul produsului tu nu trebuie să trimiți la companie, ci cine va cumpăra. Deci, acea persoană îți va trimite ție bani. Și atunci tu nu pierzi procente, deci poți să primești chiar 100%. Și hai să-ți arăt câteva exemple cu astfel de produse, că echipa noastră chiar cu asta ne ocupă. Suntem aici în grupul nostru și avem aici un partener care vreau să-ți arăt câteva rezultate pe care avem în echipa noastră. Atâi suntem pe profilul lui. Deci, asta înseamnă un produs care, vezi, deci pe 14 ianuarie 2020 tu ai avut un comision de 100 de dolari. Asta înseamnă comision 100%. Și cum am spus, există într-adevăr o licență foarte mică, aproape nesemnificativă, care se plătește, dar produsul este prin comision, deci are comision 100%. Hai să zicem, în grupul nostru mai avem aici un coleg de echipă care, apropo de promovare, vezi, aici poți să vezi și cum se poate face o promovare pe, de exemplu, Facebook și cum lucrăm noi. Deci este foarte important să faci parte dintr-o echipă, fiindcă la început, într-adevăr, tu nu ai rezultate, dar în astfel de companii, astfel de firme, poți să te folosești de alți coechipieri. Deci pe 16 ianuarie Kong a avut un comision de 500 de dolari. Asta înseamnă comision 100% primit, deci comision de 500 de dolari. Cum am spus, asta a fost pe 16 ianuarie. 16 ianuarie, aici cum vezi, pe 17 ianuarie, încă un comision de 500 de dolari. Deci, vezi, așa funcționează. Astea sunt comisioanele mari. Comisioane 100% cu licență foarte mică. Deci cam așa funcționează. Astea sunt produsele, din astea poți să alegi. Cam atât pentru astăzi. Dacă vrei să afli care este acel program cu care noi ne ocupăm, atunci sub videoul meu este un link, acolo poți să vezi mai multe. Și cam atât pentru astăzi. Mersi că ai fost aici. Să ne revedem cu bine data viitoare. Richard aici. Ciao, ciao!